Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Panoramic și avem foarte multe subiecte discutat astăzi, dar unul este foarte important. Noi am spus dopajul la români, pentru că cu siguranță vorbim de subiectele săptămânii și probabil, sau subiectul săptămânii și probabil va rămâne așa pentru o lungă perioadă de timp și în următoarele săptămâni, s-au adunat rapid doar câteva ore practic, sâmbătă și duminică sau vineri, sâmbătă, duminică, niște știri care ne-au pus pe gânduri. Adică lotul de noie nu poate participa, nici la feminin, nici la masculin, pentru că la jocurile olimpice pentru că a fost prins dopat și mai ales poate cea mai surprinzătoare pentru noi problemă se referă la pugilistul Lucian Bute cel care a făcut acum un meci foarte mare, chiar dacă n-a reușit să învingă, Nina bătaie, se punea problema unui meci de revanșe cu un pugilist american, Badou Jacques sau ceva de genul acesta, și uh, s-a întâmplat ceva. Controlul antidumping l-a făcut uh, l-a demonstrat că s-ar fi să zicem așa, dopat cu o substanță care iese în 24 de ore de la administrare. Deci, practic, nu, avem, nu nu mai avem dovada. Se așteaptă proba B, dar proba B, dacă se face la același laborator, un laborator cu probleme, atenție, și o să vă prezentăm în această, în această seară câteva informații în acest sens, vă dați seama că va avea același rezultat. Dar s-ar putea să fi fost un complot. De fapt, colegii de la știri pe surse, site-ul respectiv, se și întreabă, mână criminală, bute dopa de alții? Atenție! Și o să vă și prezentăm acest material pentru că este extrem de interesant. Dar până ajunge la acest material ca să fim la concret, am putea spune, nu i-am spus întâmplător dopajul la români. Și știți de ce? Ați văzut puțin mai devreme studioul electoral. Bine, am și reținut, și eu și colegii din regie, o chestie piatră pe piatră, ca în epoca de piatră, o, o zicere de o, așa, din puțul gândirii, cum i-am putea spune. Dar pe mine mă, aș vrea să vă spun altceva. Și, aceast, și campaniile electorale din ultimii 26-27 de ani, să știți că au fost tot un dopaj. Dar un dopaj electoral. De ce vă spun acest lucru? Pentru că românii sunt dopați de politicieni care le spun că vor face, vor drege, va fi raiul pe pământ și bineînțeles, nu se întâmplă nimic. După ce au trecut și au bătut satele și orașele țării, politicienii, în primul rând parlamentarii și președintele, se retrag în birourile lor luxoase în hotelurile la fel de primitoare și ne mai caută peste 4 sau 5 ani. Apropo că mai veni uh, un politician, Liviu Dragnea pe numele său, cu altă năzbâtie să avem alegerile din 5 în 5, 5 ani. Păi știți cum e problema? Dacă inclusiv americanii spun și au făcut, practica lor arătat că mandatul e de 4 ani și noi avem și noi tradiție în acest lucru, ce de mai venim cu cu la aceasta cu 5 ani, doar ca să încurcăm și electorat, și populații, și, cel, și celelalte. Dar, în fine, uh, aș vrea să mă refer la faptul, apropo, de acest dopaj electoral, că uh, anul acesta a fost puțin diferit față de, vechi, față de alte campanii electorale și a fost diferit numai prin ce s-a dorit să fie altfel, în sensul bun al cuvântului. Vom avea politicieni. Uh, care candidează de nu-i cunoaște nimeni, vom avea poate și aleși care vor fi votați pentru că vin sub sigla unui partid de nu se va vota omul. Uh, am citit astăzi de curiozitate o analiză care spune că în București, cu patru zile înainte de alegerile locale, oamenii nu știu nici că sunt duminica alegeri, nici cine sunt candidații sau, sau alte lucruri de sau cum se votează într-un tur sau un două. Deci vă dați seama în ce țară trăim? Vă dați seama cât de important a fost pentru om să se uite la televizor, să asculte la radio, să citească un ziar, să afle despre candidatul cu tare sau cu tare sau măcar că sunt alegeri duminică. Asta e România. Dopajul aici, cel puțin la nivel de politice, îmi pare să nu mai funcționeze la fel de bine ca altădată. Pe de altă parte, se face și un efort, un efort uriaș de către anumite forțe, de a, anumite forțe pe care le-am putea numi, dar le bănuiți și dumneavoastră, să ne arate că, știți cum e, partidele sunt uh, terminate, reprezentanții lor n-ar mai trebui aleși și poate apar niște tehnocrați, că am văzut ce tehnocrați avem noi, care fac lucrurile mult mai bine. Nu le fac deloc bine și am văzut, uh, am văzut ce se poate întâmpla, Mâine va avea loc în București un mare miting al cadrelor didactice. Sunt așteptați la București peste 15.000 de profesori ca să protesteze la o ordonanță de urgență pe care ministrul ăsta nou al muncii ne spune că, vezi, doamne, reglează lucrurile sistemul sistem, el face, e numai plin de intenții bune. Doar că salariile scad, deci salariile obținute. Nu doar că nu cresc ca pe vremea lui Ponta, dar încep să și scadă. Asta, apropo, numai la tehnocrat se poate face. Ca să nu vă mai spun, apropo, tot de învățământ, că mă plictisesc mai mult la domeniul acesta, vreau să vă spun că ni se prezintă de multe prompteriste prin televiziune centrale, vin comunicate de la Ministerul Educației, de la Ministerul Muncii sau de unde mai vin, în care spun. O să li se dea gradație de merit, sporul de diferențiere sau nu știu ce, care sunt și acum în salariu, deci nu se dă absolut nimic. Dar oamenii de azi o să zic, uite bă ce li se dă la, la profesori. Deci asta este o manipulare grosolană pe care, iată, profesorii nu au mai înghit și bănuiesc că cât de curând nici restul populației. Dar să ne întoarcem la partea cu dopajul și dacă vorbeam de dopaj în politică, să știți că dopaj este și în, și în rest avem un dopaj la nivel economic, pentru că economia noastră tot crește și crește de vreo 3 ani. Am avut chiar, atenție, anul trecut, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Iar acum, încet, încet, nu mai funcționează acel dopaj pozitiv. Pentru că, de ce vă spun asta? De la începem să o luăm la vale, începem să nu mai creștem, practic suntem blocați și vă mai spuneam acest lucru, încă am toate. Nimeni nu semnează nimic, investiții noi nu se fac și licitațiile care se țin se blochează și lucrurile acestea nu vor mai merge la infinit. Deci bănuiesc că 2017 ne va face să plătim nota de plată al inepției guvernării din această perioadă. Dar le luăm pe rând asta seară și haideți să vorbim cazul Bute și cazul dopajului din sport care ar trebui să ne dea de gândit. Eu încep să mă gândesc însă la ceva. Și anume, țineți minte că la ultimile ediții ale Jocurilor Olimpice, știți până luam noi medalii. Pe la gimnastică și pe la Caiaca noi. La gimnastică n-a reușit să ne calificăm pentru prima dată după foarte mulți ani, iar la Caiaca noi, și aveam foarte multe echipaje cu șanse la medalii, le scoserăm. Fiind vorba de ambele loturi, eu cred că sunt câțiva cretini din, din, domeniul medicinei și de celelalte care a trebuit să plece în momentul de față de la lot. Dar în dulcele stil românesc s-a pus Batista pe țambal, n-am auzit nicio măsură, astăzi este marți, deci trebuia cu surle și trâmbițe de sâmbătă să-i salte pe ea vinovați sau în orice caz să să-i dea afară de la național. Nu s-a întâmplat nimic. Bănuiesc că se va întâmpla ceva pentru că lumea în situațiile acestea cere sânge, dar atenție, ar fi trebuit să ne mișcăm mai clar. Dar până atunci, vă spun să cea mai importantă problemă rămâne cea a lui Lucian Bute. Și rămâne și dintr-un alt punct de vedere. Gândiți-vă că acest uh, sportiv a făcut în uh, ani din urmă performanță, a avut rezultate, a trecut prin nenumărate controle antidoping și acum din toate se întâmplă ceva. Și vă spuneam, colegii la știri pe surse spun anumite lucruri pe care o să vi le prezint și dumneavoastră, tocmai pentru a încerca să tragem niște concluzii. Și anume, colegii de la știri pe surse, o spun așa, despre cazul Bute. O poveste care miroase urât și are prea multe semne de întrebare. Depista pozitiv la un control efectuat înaintea meciului cu Badurgec, Jack, deci înainte de meciul ultim, românul este văzut în continuare un sportiv curat, și incapabil să trișeze în box. Asta cred canadienii despre el, care caută să facă lumină în acest caz. Televiziunea RDS face o serie de dezvăluri capabile să propeze ipoteza unui dopaj fără voia lui Lucian. Concret, se pare că problemele fostului campion IBF la super mijlocie, au început din momentul în care și-a schimbat antrenorul. Uh, deci, în locul vechiului Antonol, Freddy Roach, a fost înlocuit deci cu frații Grant, Totti și Howard. Iar în anturajul său au apărut un preparator fizic nou, Daniel Ortega. Ortega lucrează pentru Angel Heredia, un personaj extrem de controversat. Adept al folosirii testo testosteronului și al hormonilor umani de creștere, Heredia are specializare în chimie. Doar că el a căutat să descopere noi metode de a fenta controalele antidoping în lumea sportului. Foarte interesant, în lumea sportului lui Angel Heredia îi se spune memo și de câteva ore a dat cu subsemnatul în anchetele FBI referitoare la mafia dopajului sportiv. Memo Heredia și Daniel Ortega au mai lucrat pentru atleții Marion Jones și alții, ambii depistați pozitiv la controale antidoping. În, 2019, în 2013, în cau din cauza unei accidentări, Bute a fost nevoit să amâne lupta sa cu Jean Pascal, pugilist pregătit atunci chiar de Angel Heredia. Imediat Memo l-a acuzat pe român că, în realitate, el nu este accidentat, ci dopat. Când Lucian și-a revenit, Heredia a cerut ca ambii boxeori să fie testați topic de agenția americană antidoping. De ce a fost ales un laborator din state când lupta era între doi canadieni? Răspunsul l-am găsit Spun cei de la știri pe pe boxingforum24.com, care comenta în 2013 acuzațiile aduse la adresa lui Bute Dacă tot cerem testare, atunci să fie făcută de OAD, Agenția Mondială Antidoping. Toată lumea sportului știe că Memo Heredia are uh, Agenția Americană în buzunarul mic. Agenții uh, americani sunt agenții lui Memo, plătiți de el. Și, ca din întâmplare, Cine a făcut controlul? Agenția Americană de Antidoping. Deci, atenție, nu agenția mondială antidoping care e mai presus de orice interes. Interesant. Anunțul uh, anunțul celor americanilor sună așa. Bute s-a dopat cu o starina. Să vedem ce este substanța asta. Un modulator selectiv al receptorilor androgenici. Fo folosit pentru creșterea formei și a rezistenței fizice cu efecte similare steroizilor anabolizați. O starină, atenție, se elimină din corp în maximul 24 de ore de la administrarea ei. Cităm. Nu cus pe nimeni, nici Comisia, de, deci Agenția Americană anti, anti doping nici pe preparatul meu, dar aici e ceva care nu pare corect. Asta simt eu. Doctorii mi-au spus că o starina dispare din corp în 24 de ore. Asta că ar fi fost ilogic să iau înainte de luptă. Nu avea niciun sens. Nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul, dar din experiență, americanii nu, această agenție nu pare prea serioasă. A declarat Lucian Bute pentru Radio Canada. Deci nimic nu este întâmplător, nici la acest nivel. Bănuiesc că așa cum se întâmplă, suntem un popor, o țară mică, nu e șansă. Dar dacă s-ar fi întâmplat o asemenea situație cu un boxeor american, bănuiesc că s-ar fi urlat foarte tare sau chiar unul din Uniunea Europeană din statele mari. Dar la noi probabil vom accepta, Lucian Buteș va accepta soarta și se va retrage din, din boxul mondial, deși, repet, e într-o revenire de formă și nu cred în această idee de dopaș, mai ales că până acum n-au fost probleme, numai când a schimbat. Că a fost cu intenție sau nu, Rămâne de discutat. Însă, apropo de aceste cazuri din sport, cred că ar fi nevoie de intervenția hotărâtă și a Ministerului de Resort și a altor uh, instituții, Comitetul Olimpic, de exemplu, că nu mai auzim nimic de el de, o, de ceva vreme, să se întâmple ceva în această, în această direcție. Revenim la dopajul la români și dopajul la figurat până la urmă și campania electorală care, iată, este, își desfășoare ultimile segmente, aș putea să spun că se desprind câteva concluzii în ultimile săptămâni. Una dintre concluzii, sau de fapt ar fi interesant să vedem care vor fi rezultatele, de exemplu, la Baia Mare, unde știți că primarul Cherecheș este în continuare arestat, sau la Craiova, unde Olguța Vasilescu, primarul Olguța Vasilescu, a fost plimbată și înainte de campanie și în această săptămână pe la DNA. S-a făcut o extindere pe un dosar care, din ce a dat până acum în presă, nu pare prea serios și eu am un singur argument. Ia gândiți-vă la ce au spus judecătorii. Nu i-au dat nici măcar control judiciar. Semn că dosarul e de campanie și nu are, nu are foarte multe elemente. Dar nu asta aș vrea să. Deci, aș fi curios să vedem cum, cum reacționează cetățenii la aceste, să spun așa, intervenții ale justiției în campania electorală. De ce spun acest lucru? Da, e normal ca oamenii să-și facă datoria. Dar parcă pe perioada campaniei electorale puteau să găsească alte cazuri, să lucreze alte cazuri pe bune, pentru că n-am senzația în ultima perioadă că nu vânăm decât, ultima perioadă asta însemnând un an, doi, nu vânăm decât politicieni. Iar recuperările, că asta ne interesează și ne doare pe toți, banii care trebuie recuperați și adus la buget banii furați, nu se ia decât de la Voiculescu. N-am auzit până acum, aș vrea să-mi vină și mie cineva, nu știu, șeful ANAF-ului sau șeful DNA-ului sau mai știu cine se ocupă să spună, da domne, uite, am recuperat 5 lei, de la ăsta, de la ăsta și de la ăsta. Noi nu spunem din când, în când avem câte o, asta, câte o declarație de aia furibundă a unei judecătoare și că nu știu ce nu se face și faptul că s-au mai recuperat sau au scos la vânzare nu știu ce casă de la lui Voiculescu. Cred că s-ar putea mai mult. Pe de altă parte, încasările la buget, cum vă spuneam și săptămâna trecută, sunt în cădere liberă. Apropo, și știți ce a găsit de cuvință să facă ministra finanțelor? Nu o să vă vină să credeți. A făcut în așa fel încât să fie compartimentată atât de multă activitatea încât să nu mai știe unii din finanțe ce fac ceilalți, tocmai în ideea că a fostul șef al finanțelor să nu mai afle Că nu s-au încasat banii. Deci nu o să faci eforturi. Să încasezi mai mult, tu face efortul să nu se afle ca încasat mai puțin. Dele noastre, România, în toate și în toate ipostazele. Uh, mergem mai departe și uh, o să abordăm și alte subiecte. Uh, mărturisesc că la această oră suntem în așteptarea verdictului de la Craiova în privința directorului general, managerului general interimar al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciubotărică și a juristei șefe de la CO, Gianu, în cazul acela cu prima dată lui Medințu, cei aproape 1.300.000 de lei vechi, dați ca primă ca asta să plece din funcție și care a fost, n-a fost tocmai legal. Acel dosar a fost dus, știți, a fost arestat ciubucătărică 24 de ore, a fost trimis la Traiova, s-a amânat o săptămână, s-a mai amânat o săptămână, iar acum, astăzi, a fost contestată măsura controlului judiciar de către cei doi și de către DNA care vrea arest pentru, pentru ei. Rămâne de văzut, dar având în vedere că asupra lui Daniel Antonie nu s-a dispus nici măcar control judiciar, ca și cei doi să scape cel mult cu control judiciar și să nu se pună problema arestării. Din clipă în clipă vom afla ce se întâmplă la, dacă, se, dacă, între timp devine public ce se întâmplă la Craiova până la sfârșitul emisiunii, o să vă ținem, o să vă ținem la curent. Dar că spuneam de, de, subiecte, chiar vă, vă spuneam chestia aceasta mai devreme, ce răspund bucureștenii cu patru zile înainte de alegeri la patru întrebări banale? Când au loc alegerile locale, în câte tururi, cine candidează la voi și în sectorul dumneavoastră? Și ei spun că nu prea știu, deci doar 5 din 14 au răspuns corect. Vă dați seama ce informat este electoratul românesc și vă spun că asta ar fi valabil probabil și la Târgu Jiu, poate nu în asemenea proporții, deci pe oameni nu-i mai interesează deloc ce se întâmplă în politică, fiecare își vede de viața lui și nu așteaptă foarte multe de la politicieni, chiar dacă, față de altă dată, politicienii respectivi au mers, s-au întâlnit cu oamenii mai mult ca oricând, au fost mai puține afișe, fără benere sau alte lucruri, au trebuit să meargă să vorbească cu oameni și să le promită diverse lucruri. Dar știți cum e? Românul când te așteaptă la el sau când te duci pe la el, e o le lecție de politețe până la urmă, sau un exemplu de politețe, să duci ceva. Păi dacă calendare nu, pixuri nu, alte chestii nu, nu mai vorbesc de găleți și alte lucruri, ce să te ia ăla seama? Adică ce să-i promiți tu lui și ce să-ți promită el ție, adică că te votează sau nu. E cam ciudată această, această situație, această modalitate campanie, chiar dacă este corectă teoretic, ar trebui să prevaleze în momentul de față programul. Dar știți ce fac cu sedu candidații? Merge unul, nu contează partidul și îl spune despre alalt. Ăla e un hoț, și nu știu ce, deci nu că spune ce vrea să facă el. Ăla când se duce și ăsta, ăla e un hoț și nu știu ce. Dacă mai e și unul în funcție, mamă ce-a furat ăla și nu știu ce o fi adevărate toate, nu o fi adevărate, cu siguranță însă românii noștri sunt mai preocupați de capra vecinului decât ce de ce fac ei în realitate. Și ați văzut cât de greu îi vine și colegii Aura Stoinescu să-i tempereze că ei ar, ar lua o pe miriște foarte ușor candidații cu atacuri decât să spună despre ce vor să facă despre programul electoral. Dar, apropo de marginalii la, la campanie, să știți că vom avea, deci părerea mea că vo, în unele localități vom avea o prezență foarte redusă la vot, pentru că sunt două motive. A venit căldura și omul nu o să, decât să stea la, să meargă la votare, mai bine să facă la un vretar. Și în al doilea rând, oamenii au, se, poate, au și o anumită reține și zic, bă, dacă eu nu-l cunosc pe ăla, nu știu ce a făcut. Cum să-l votez? Mai bine nu-l votez, că poate fac rău. Mai bine nu mă duc și vedem, și vedem ce o ieși după măcar să pot să zic că nu, eu nu l-am votat. Sunt foarte mulți și am prieteni de gândesc așa, că decât să se ducă la alegeri în la aceste alegeri locale, mai bine fac orice, orice altceva. Și cum sunt locale, deci trebuie să votez în locate de domiciliu, iar om, să zicem, ar vrea să plece, nu știu, la Dunăre, la munte sau orice altceva, deci cu siguranță nu-i vom, găsi în, nu vom găsi în alegeri, deci vom avea o prezență la vot eu undeva în jurul a 50% maxim. Vom vedea, vor fi, vor fi localități unde s-a mai echilibrat lupta, în care bine s-a echilibrat pentru că primarul ori e arestat ori e suspendat și automat ceilalți nu sunt, nu e tranșată lupta și s-ar putea să antreneze o masă mai mare de, de alegători. Dar încolo, nu cu să zice așa plus valoare neapărat. Uh, apropo de de ce se întâmplă în România reală. A fost un scandal chiar zilele trecute, dacă țin o minte bine, și la Gorja a apărut în presă foarte multe nemulțumiri datorită unei licitații care s-a dat în aceste zile și, și după șase minute s-a închis aplicația pentru că se cheltuiseră bani. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a suspendat procesul de evaluare a proiectelor depuse de o serie întreagă de comune pentru finanțarea de drumuri și infrastructură agricolă în cadrul a două linii de bani europeni pe fondul unor suspiciuni de trucare a sesiunilor de depunere a proiectelor, a anunțat marți instituția aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Același minister care are numai probleme de când e nea, nea ăsta asta ministrul agriculturii. Știți ăia cu toate-toatele, cu agenturile și cu toate celelalte. Ministrul ăla e, e încă în funcție și nu, nu trece zi fără să facă câte o boacă. Uh, aș, au fost epuizate și, alo și alocările pe submăsura și de investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, componenta de infrastructură educațională non-montan. Bun, de fapt despre ce-i vorba? Cităm din Hornius. Suspiciunile de trucare vizează două sesiuni de depunere de proiecte deschise în 25 mai 2016 în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Cerebru PNDR. Uh, sub măsurile 4-3 mic, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta de infrastructură de acces agricolă, și 7 2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, cum spuneam mai devreme. Conform agenției respective, Procedura de evaluare a fost suspendată pentru a se verifica desfășurarea procesului de depunere a proiectelor pe cele două componente. Verificările se fac în paralel, atât de către agenție, prin direcțiile proprii cu atribuții în domeniu, cât și de corpul de control al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Adică, tot ei. Uh, se spune că uh, afir. Agenția aceasta a decis suspendarea, cităm, în urma sesizărilor formulate de către solicitanții care nu au reușit să depună proiectele de investiții pregătite, și are ca scop asigurarea unui proces echitabil de implementare al PNDR 2014-2020. Am încheiat citatul. De fapt, unde au apărut suspiciunile? Alocarea care a fost disponibilă într-una din sesiunile reclamate de solicitanții care n-au mai prins bani europeni a fost epuizată în 6 minute de la deschidere, timp în care au fost depuse proiecte de 24,44 milioane de euro. În, deci cităm, în primele 6 minute de la deschiderea sesiunii de data de 25 mai 2016, ora 9, au fost depuse 25 de proiecte în valoare de 24 așa. Deci atenție, asta era lauda, acum o săptămână iar acum se anchetează că sunt că cele mai multe proiecte au fost depuse în Bistrița Năsăur, Cluj, Dolj, Satu Mare și Timiș. A, ah, păi de asta făceau gălăgie cei de la Gorș și a zice eu că nu nu întâmplătoare ar fi această de 6 minute, e o performanță și pentru România, deși totul este electronic în ziua de astăzi. Dar știți cum e? Un om care s-a ars cu ciorbă suflă și neaurt. Așa că n-aș Pune mâna în foc pentru uh, pentru ce se întâmplă la Ministerul Agriculturii vă repet, e un ministru care are o prestație modestă dacă nu chiar jalnică, dar văd că cum să vă spun, numele îl recomandă este tehnocrat chiar dacă a lucrat tot în Ministerul Agriculturii rezultatele nu le cunoaștem dar nu contează Uh, așa în România și în, uh, și în toate părțile. Apropo, în toate părțile din Europa răsăriteană poate sau doar în România pentru că aici avem, uh, avem de dezbătut anumite lucruri. Dar apropo de politică, știți că a apărut uh, uh, Alina Gorghiu, lidera, una din liderele opo opoziției sau puterii, nu știm, că știți cu guvernul tehnocrat nu știi care e PSD-ul sau PNL-ul sunt la putere sau în opoziție, dar proaspăt, proaspătă mămică, a și fost spusă de Victor Ponta la punct într-un mod cam mârlănesc, dar asta este, deci spuneam de Alina Gorghiu care a dat ea cu jocul și a aflat de un scenariu apocaliptic prin care, vezi, doamne, ăștia Fosta, fosta, coaliție guvernamentală pregătește suspendarea președintelui și ce rău va fi și că scenariul respectiv se pare că n-aparține coaliției din jurul PSD-ului și ăștia au și spus. N-am avut nici, n -am -a luat nici în, -a în discuție un, un asemenea lucru și vă spun eu că nu s-a luat din alte motive. După ce s-au ars cu Băsescu, le convine Iohannis din toate punctele de vedere. Dar, foarte interesant, însă a apărut astăzi ceva. De fapt, ieri a fost lansat Călim Popescu Tăricianu, proaspăt și el, nu new entry pe lista DNA, atât de așteptat de, de unii, știți, s-a luptat de ul doi ani să-l bage și pe el cu ceva. Scenariul politic lansat de Tăricianu spune așa, că ar fi după model 2009, adică moțiune de cenzură și guvernul Ciolo să rămână cu puteri limitate până la alegerile parlamentare din noiembrie. E, avem, cred, o idee, dacă nu trădează cineva, probabil vom avea un asemenea scenariu dintr-un dintr simplu motiv. Guvernul de tehnocrați n-are spate. A fost votat la început că, știți, ăștia partidele politice erau cu spatele la zid, și bănuiesc că la momentul ăla și Dragnea și Alinuța vreau să-și bage oamenii lor în acest guvern. Și bănuiesc că și-au și băgat o parte din ei. Cum acum se apropie campania de parlamentare și toată lumea trebuie să se miște, să arate că țărișoara, că nu știu ce, s-ar putea să vedem la acest moment o situație mai ciudată. În sensul că uh, o să vrea să dea, să voteze moțiunea de cenzură și au motive suficiente și să dea jos cu guvernul. Cum un alt guvern s-ar putea să fie cu probleme, s-ar putea să nu se găsească așa ușor și să-l lase pe Cioloș, nu, să-l doboare, mă gândesc după vacanță, că nu cred că se mai pune problema acum, dar prin septembrie și să-l lase până la lege, doar să organizeze alege, dar fără puteri, lasă că să nu mai facă vreo trăznaie. E o idee de luat în seamă, rămâne să discutăm, pe, în momentul când ea se va concretiza, dar mă face să cred că ar putea ar putea fi ceva adevărat în toată, în toată chestia asta. Bun, și vă spuneam apropo de dopajul la români, vă spuneam că vorbim mai mult de chestia asta, epopeea care a și sacrificat deja un ministru a acestei ordonanțe, nu lege, atenție, bine, cu rol de lege, ordonanța care se tot pregătește pe legea salarizării unitare. O ordonanță care nu-i deloc bine primită, în care, fiind scandalul din sănătate, guvernanții s-au gândit, bă, hai să salvăm sănătatea, să le dăm mai mult ca să tacă ea din gură. Și om vedea noi ce facem și cu ceilalți, cu învățământul, cu administrația publică și celelalte, și celelalte segmente de bugetari. Părerea mea e că guvernul nu și-a făcut bine calculele, mai ales că și guvernarea Ponta încercase tot cu sănătatea la început și apoi a, au mers în paralel cu cele două sectoare care sunt cele mai mari din, din România ca și număr de angajați. Și vă spun, dacă un guvern sau un partid politic se pune rău cu unul dintre aceste sectoare, N-are nicio șansă de guvernare, părerea mea, pentru că și învățământul și sănătatea pot influența așa, ca la un milion jumate de voturi. Poate chiar mai mult. Cu această, cu această lipsă de votanți în acea zestre de 4-5 milioane maxim ca să vii la guvernare, și la PSD și la PNL, că bănuiesc că aceste partide sunt cu șanse de guvernare, va fi mare deranj sau va fi diferența între putere și opoziție. Pe de altă parte, hai să vedem așa, bun bun, vom veni la putere unii sau alții. Ce facem după? Că ne închidem porțile, dacă, dacă se merge în trendul actual, până la sfârșitul anului vom avea un deficit bugetar mult mai mare, nu vor fi bani de niciunele, iar așteptările sunt din ce în ce mai mari. Dar haideți să vedeți și ne spune domnul, apropo, ă, personajul respectiv, care ci că era consilier ă, al premierului, ă, l-ați văzut pe ecran, pare destul de. cum să vă spun. El ne explică, se zbate, dar mi se pare așa, nu că respingă tot, adică dacă ce-ar zice, mă la ziariștii care sunt în față sau ceva, zice, bă, fii atent că dacă nu stii bine îți dau și un pumn. Ceva de genul, are o teniță asta, dar parcă ne-ar da câte un pumn la cei care ne uităm la el. Și de explicat vreau să vă spun că este un gâgă puțin mai mic decât Cioloș, dar oricum e să, ale comunicării. Dacă vin să-ți explice, îi pui, în, îi regă de la, de la Suciu, care e purtător de cuvânt al primului ministru al guvernului, nu mi a rușit nici cu președintele Iohannis, avem o putere mare de comunicatori. Nu înțelegi nimic la niciunul. Sau până de când începe unul și până termină ultimul, s-ar putea să treacă toată perioada de guvernare de un an de zile tehnocrat. Dar asta a fost o șarge amicală, să spunem așa. Bun. Potrivit ministrului muncii, cităm acum din Hot News, Dragoș Puslaru, din momentul în care proiectul de ordonanță a fost scos, deci ăsta cu salarizarea unitară, au existat 10 întâlniri de consultări cu, cităm, toate familiile ocupaționale. Încheia citatul. E, acum vreau să vă spun că dânsul are un limbaj de tehnocrat. nu mai zicem noi domenii, nu mai spunem noi, așa zicem, familii ocupaționale. Cine știe din prin ce document de la Bruxelles l-a tradus? Că la acum l-arată fața nu pare să, fie, să, dea, să aibă foarte multe circunvoluțiuni, știți? Dar în fine. Mai mult, acesta susține că în toată această perioadă de consultări a existat un detașat permanent de la Ministerul Finanțelor. Cităm. Evităm peste 3,5 miliarde de lei care ar putea fi cu titlul executoriu asupra statului român în perioada următoare. Acest lucru legat de corecție nu este doar legat de morală, ci un lucru înțelept din perspectiva gestionă, gestiunii resurselor pentru că ne trezim că nu plătim de trei ori mai mult în, că nu plătim de trei ori mai mult în instanță, spune Slav. Adică ce ne fac, ne spune că el, cu corecțiile astea care le face, dacă nu s-ar face, ăștia dau un judecată și câștigă de trei ori sumă. Deci atenție, cât ar fi dobânda, N-are cum să fie suma de trei ori cât ar trebui să le dai. Deci e o prostie. Chiar dacă e marcă înregistrată. Că ne -o spune un ministru pe gură. Bun. Această ordonanță, mai spune ministru, nu este despre creșteri de 5-10-20%. Creșterile procentuale acordate unui sistem care are disfuncționalități nu face decât să aprofundeze aceste disfuncționalități. A, și mai bine nu le mai dă ca să fie treaba treabă. Potrivit acestuia vor rămâne și alte corecții care nu, care nu se pot face anul acesta. A, ah, bun. Ne concentrăm, spune ministru, pe ce se poate face acum. Sigur, într-un an nu putea, nu putea rezolva problemele ultimilor 5 ani, a mai declarat Puslav. Bine, am și o întrebare. Dacă tu, tu prim-ministru Cioloș, nu poți, tu, ministru care ai venit acum, nu poți am și eu o întrebare ce caută respectivele persoane în funcții. Bun, că dacă au venit, bănuiesc că au venit să facă ceva. Dacă nu pot aia, nu pot aia, nu pot aia, de ce, de ce, am venit? Ca să ne spui că nu poți? Îi dinainte știți cum era, dincolo era mai ieftin. Dele noastră. noastre. Bun, Apropo de, de chestia asta și se tot dă exemplu învățământului care ar avea nu știu ce salarii care de fapt nu i-au acceptate de sindicate și alte chestii. Ce n-am înțeles și mărturisesc că mi-am exprimat, să spunem așa, neînțelegerea și într-un editorial din săptămânalul vertical din această săptămână, spuneam așa, n-ar trebui să ne mire aceste multe, să zicem așa, rateuri date, pentru că ne-au învățat. Tăiem, n-avem, deși toate, deși toate au fost prevăzute în bugetul inițial. Dar e mai bine, e mai tehnocrat așa să spui că n-ai. Sau să nu faci eforturi să ai. Dar ale o să mai vorbim despre acest lucru, că sigur nu se termină lucrurile, nu se termină lucrurile aici. Uh, apropo de fanii sportului, uh, de fanii sportului, vreau să vă spun că uh, Simona Halep a mai făcut una nefăcută. După ce uh, s-a dus în primele tururi foarte ușor, duminica a întrerupt meciul cu adversara, care era mai slab clasată. S-a jucat și ieri ceva, iar astăzi lobă, ce deci este înfrântă și practic pleacă acasă încă din optim sau ce, în ce etapă era. Ne aflăm pe ultimul minut al emisiunii. Tocmai de aceea vreau să vă zic ceva de alegeri, ca să terminăm în nota, în evenimentul principal al acestei săptămâni. Analiză explozivă înainte de alegerile din 5 iunie. O veste bună și o veste proastă, titrează de News. Dorel Șandor spune acest lucru și spune așa. 5 iunie 2016. Locale. Banal, ușor, fatal. Din ofertă, campanie și implicare publică nu pare să devină un eveniment. La nivel instituțional, prin urmări structurale, semnificative și, desigur, ca un pachet de schimbări coerente, pozitive, la nivelul prezentării. Acesta ar fi rostul. În Balamucu generalizat prin care trecem implicațiile directe, consecințele operaționale și costurile pe termen mediu 4-8 ani ale acestui deciziu civic și politic sunt ruinătoare. O invazie externă, o catastrofă naturală, epidemii și intoxicări informaționale masive nu ar fi comparabile cu efectele directe, imediate, ale acestei campanii ratate. Adică ce vă spuneam eu? Că oamenii nu sunt, nu știu nimic de sursele, tematica programatică, abordări și soluții performante, receptivitate responsabilă, candidații, toate acestea, aceste elemente care certifică o campanie, nu se știe absolut nimic și nu se urmăresc. Ar mai fi și alte lucruri de spus, eu vă spun doar, prezentați-vă duminică la vot în număr cât mai mare, votați cu cine vreți dumneavoastră, problema e, exercitați-vă dreptul la vot, pentru că altfel timp de 4 ani o să înjurați că n-ați fost la vot. Mulțumim pentru atenție. La revedere!